spațiu verde al primăriei în schimbul unui teren betonat al firmei respective. Poate pentru că, încă o dată, spațiile verzi trebuie să dispară. Cum s-a stabilit un preț de vânzare pe metru pătrat de 237 de euro, atâta timp cât terenurile cu astfel de suprafețe mici se vând în Mamaia, conform site-ului specializat, specialitate, cu cel puțin 700 de euro pe metru pătrat? De ce se efectuează schimbul de terenuri atâta timp cât destinația lor va rămâne teoretic neschimbată? Pentru că, în conformitate cu articolul 5 din același proiect de HCL, se poate obține ulterior un certificat de urbanism care să anuleze prevederile inițiale. Trec la proiectul